Hei, bine v-am găsit la o nouă ediție Pastila Financiară. Avem un episod intens cu informații proaspete despre gigantul Philips și provocările sale în China, predicții importante de la Banca Mondială despre prețurile globale, situația delicată de la Volkswagen, rezultatele surprinzătoare de la Shell și ultimile noutăți despre Microsoft. Așa că, hai să începem! Scăderea dramatică a Philips și efectele pieții din China. Philips, gigantul tehnologiei medicale, a suferit recent o lovitură zdravănă. Acțiunile companiei au luat-o la vale cu 16,6% într-o singură zi, ca și cum gravitația și-ar fi dublat brusc forța pe piața bursieră. Se pare că piața chineză, odinioară văzută ca o mină de aur a oportunităților, s-a transformat într-un teren mirat pentru Philips. Vânzările în scădere în China au tras semnalul de alarmă, arătând că până și giganții pot avea uneori picioare de lut când vine vorba de piețele emergente. Dar să nu ne grăbim să aruncăm prosopul peste Philips. Au trecut prin momente dificile înainte și au reușit să iasă la lumină. Înainte de această cădere, acțiunile lor crescuseră cu 50% anul acesta. Cine știe, în 12-18 luni s-ar putea să vedem o revenire spectaculoasă, oferind un potențial de creștere de peste 20%. În final, situația Philips ne amintește că în lumea investițiilor, ca și în viață, singura constantă este schimbarea. Nu este momentul să intrăm în panică, ci mai degrabă să ne recalibrăm. Viitorul piețelor globale și la ce să ne așteptăm în următorii ani. În timp ce Philips se confruntă cu provocări specifice pe piața chineză, se pare că întreaga lume a materiilor prime se pregătește pentru o schimbare semnificativă. Banca Mondială, arbitrul nostru financiar, ne spune că în 2025 vom vedea cele mai scăzute prețuri din ultimii 5 ani. Energia se pregătește să facă o coborâre lină. Prețurile vor scădea cu 6% în 2025 și încă 2% în 2026. Iar în lumea alimentelor, prețurile par să fie la dietă, scăzând cu 9% anul acesta și încă 4% în 2025. Dar nu vă bucurați prea tare. Chiar și așa, prețurile vor rămâne cu 25% peste media din 2015-2019. E ca și cum ai slăbi, dar tot nu-ți vin blugii preferați din liceu. Pentru investitorii noștri isteți, aceste previziuni sunt ca o hartă a comorii. Iată câteva idei pentru a te adapta la aceste circumstanțe în schimbare. În sectorul energetic căutați companii care sunt ca niște cameleoni financiari, capabile să se adapteze rapid. Vrei să afli cum funcționează ETF-urile și să-ți construiești un portofoliu verde? Aruncă o privire la cursurile de educație financiară de la ProfitPoint. Așa că, dragi investitori, pregătiți-vă furculițele financiare și fiți gata să savurați oportunități ce vor apărea în acest peisaj economic în schimbare. Viitor incert pentru angajații Volkswagen din Germania. Ce urmează? După ce am explorat impactul global al schimbărilor în prețurile materiilor prime, să ne îndreptăm atenția către o companie care simte din plin efectele acestor fluctuații economice. Volkswagen, gigantul auto german, ne oferă o imagine clară a provocărilor cu care se confruntă industria auto în acest climat economic în continuă schimbare. Vânzările de mașini au luat-o la vale cu 8,3% față de anul trecut. E ca și cum clienții ar fi decis brusc să meargă mai mult pe jos sau cu bicicleta. Compania și-a redus deja de 2 ori previziunile pentru 2024, așteptându-se acum la o marjă de profit de aproximativ 5,6%. Dar ai grijă, urmează curbe periculoase. Volkswagen anunță posibile închideri de fabrici în Germania și concedieri masive. Situația companiei e ca un traseu de raliu plin de oportunități, dar și de pericole. Putem paria pe o revenire spectaculoasă după restructurare sau ne putem diversifica în alte zone ale industriei auto. Cine știe, poate că după această revizie majoră, Volkswagen va ieși din service mai puternică și mai eficientă ca niciodată. Până atunci, țineți-vă centurile bine strânse și ochii pe drum. Shell surprinde cu profituri record. Cine câștigă și cine pierde în jocul global al energiei? Trecând de la problemele Volkswagen în industria auto, să ne îndreptăm atenția către un alt gigant industrial, care pare să se descurce cu mai mult succes în fața provocărilor economiei globale. Shell a reușit să scoată un iepure din pălăria financiară, raportând un profit de 6 miliarde de dolari pentru al treilea trimestru, depășind previziunile analiștilor cu 12%. Totuși, marjele globale de rafinare au luat-o la vale pe fondul unei economii globale ce pare să fie într-o mică pauză de cafea. În plus, lansarea de noi rafinării în Asia și Africa a adăugat presiune suplimentară ca niște concurenți neașteptați
într-o cursă ce părea deja aglomerată. Concret, ce opțiuni au jucătorii de pe piața financiară în fața acestui scenariu? Să nu uităm de lecția dură a sectorului de rafinare. Poate e momentul să reducem expunerea la companiile ce se concentrează exclusiv pe rafinare și să ne orientăm către giganții integrați precum Shell sau ExxonMobil, care au mai multe săgeți în tolba lor energetică. Oare ritmul cloudului încetinește? Microsoft ne lasă indicii despre viitorul Azure. Trecând de la lumea energiei la universul tehnologiei, să ne îndreptăm atenția către un alt titan al industriei ce se confruntă cu propriile sale provocări. Microsoft, gigantul software, care a transformat calculatoarele în ferestre către viitor, ne oferă acum o perspectivă fascinantă asupra dinamicii în schimbare a industriei cloud și a inteligenței artificiale. Acțiunile companiei au făcut un mic salt în gol, scăzând cu 3% după închiderea sesiunii de miercuri. Motivul acestei mici crize de identitate digitală? Microsoft a anunțat că veniturile din Azure, bijuteria sa cloud, vor crește cu doar 31-32% în trimestrul următor. Se pare că Microsoft a avut o mică problemă de trafic în centrele sale de date. Unele dintre capacitățile destinate operațiunilor de inteligență artificială nu au fost activate la timp. Pentru cei care urmăresc piața tech cu atenția unui jucător de șah, această situație oferă câteva indicii interesante. Ce opțiuni au investitorii? Ei bine, pentru optimiștii incurabili, această mică scădere ar putea fi văzută ca oportunitate de a cumpăra acțiuni Microsoft la reducere. Pentru cei mai precauți, poate e momentul să-și diversifice portofoliul tech, uitându-se și la alți jucători din domeniul cloud și al inteligenței artificiale. Cine știe, poate următorul mare câștigător se ascunde într-un garaj din Silicon Valley chiar acum. Și cu asta am ajuns la finalul episodului de astăzi. Sper, dragii mei, că informațiile prezentate v-au fost utile pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în piețele financiare globale. Apropo de înțelegerea piețelor financiare, dacă vreți să aprofundați subiectul investițiilor și să învățați cum să vă construiți propriul portofoliu, vă recomand cu încredere cursurile de educație financiară de la Profit Point. Am avut ocazia să văd calitatea materialelor lor și pot să vă spun că oferă exact ce aveți nevoie pentru a începe să investiți inteligent. Găsiți linkul către cursuri în descrierea videoclipului, ca întotdeauna. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut conținutul și să vă abonați la canal pentru mai multe update-uri din lumea financiară și să activați notificările ca să nu ratați următorul episod. Ne vedem data viitoare cu o nouă pastilă financiară. Pa, pa!